Însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău, Corneliu, un loc luminat, în locul de viață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată întristarea și suspinarea. Părăsit niciodată speranța. Speranța pe care n-am abandonat-o niciodată și intuiția poporului român, pe de altă parte, însoțite de degetul lui Dumnezeu care intervine din când în când în istoria unui popor nenorocit, mă îndreptățesc să cred că ne vom scutura de mizeria, de catastrofa pe care e masă cu care e confruntată țara și că mergem spre bine. Mai bine de 10 zile, boala lui Corneliu Coposu a acaparat interesul politicienilor, al presei și al opiniei publice. La spitalul municipal s-a scris cronica unei morți anunțate. În ciuda acestui fapt, în momentul în care s-a produs, moartea lui Corneliu Coposu a șocat. Abia atunci, oamenii au realizat adevărata dimensiune a acestei dispariții. Corneliu Coposu a fost cel mai important moștenitor al calităților generației de politicieni din perioada interbelică. După decembrie 89, el a fost artizanul pluralismului în România. În timp ce Frontul Salvării Naționale trăia deja beția puterii, el a avut lucidăria de a cere înființarea primului organism democratic, CPUN. Frontul trebuie să se retragă imediat pentru a face loc unui guvern de coaliție națională din care să facă parte toate partidele. Corneliu Coposu avea să plătească cu prețul batjocoririi publice acest act politic. Lumea era
mulțumită de faptul că unii dintre reprezentanții partidelor istorice se întorseseră din exil. Oamenii îi considerau pe aceștia străini de suferințele lor din timpul comunismului, profitori ai jertfei 89 și se simțeau trădați în sentimentele lor naționale. Prin asimilare, Corneliu Coposu a fost inclus în această categorie. În vria evenimentelor și cu asentimentul puterii, se practica dezinformarea prin omisiune. Astfel s-a ajuns la situația ca un om care a făcut 17 ani de pușcărie politică, care a fost deportat, care a pierdut totul în afară de conștiință, să fie categorisit ca trădător și transfug. La numai o lună de la mediatizarea capturării lui Ceaușescu, între poporul l-a văzut pe liderul țărănist salvat de către Petre Roman de furia mulțimii și urcându-se umilit într-un tab. Încrederea în supraviețuirea din Holocaustul comunist a fost temelia rezistenței. Înfruntarea dintre FSN și proaspăta opoziție din 28 ianuarie 1990 a fost transmisă în direct de televiziunea română. La puțin timp de la Revoluție, oamenii au început să conștientizeze existența noțiunilor de putere și opoziție. Câștigul îi se datorează în mare parte lui Corneliu Coposu. Tot el a fost cel care a plătit pentru acest pas înainte. Atunci Ion Iliescu l-a acuzat public de faptul că încearcă să destabilizeze. Cu acest cuvânt, puterea s-a acoperit ori de câte ori s-a simțit amenințată. Atunci Ion Iliescu a produs prima perlă a vocabularului politic, spunând că liderul țărănist îi bagă sula în coaste. Corneliu Coposu a devenit de atunci sula din coasta puterii. El nu făcea decât să continue, fără resentimente și fără patimă, ceea ce începuse în tinerețe. Suferințele au trecut, totul e ca viitorul să asigure pentru țară ceva bine. Restul nu mai are importanță față de sacrificiile pe care le-au făcut eroii, niște biețani de pușcărie, contează mai puțin. Să fie ordine să fac. Să vină domnul acest erou național, să vină toată lumea să vină cu dar. Să nu toată lumea să piadă, pentru că merită. Și oamenii doresc acest lucru. Domnule, ești atent? Oamenii doresc acest lucru, pentru că a fost un om deosebit. 17 ani în pușcărie, 9 ani, așa. Și e o treabă extraordinară. Acest om este erou național. Iar în ce mă privește pe mine, generalul Cotine Nițu, așa că mi-am urât copilul de dânsul ne-a ajutat, ne-a sprijinit și dânsul a fost un om deosebit în toate împrejurările. Vă rog să acordați tot ce trebuie să acordăm acestui domn erou, nu domn, erou național. Vă mulțumesc, domnule. Toată stima, domnul general. Uite, mi-a lovit soția în chef, cu demonstrațiile lui, cu tot. Tovarășul Iliescu și cu German și cu Oliviu German și cu Vasile Văcaru, ăștia au fost criminalii domnului Corneliu Coposu și întregului popor. E de preferat să nu vină, e de preferat să nu tulbure suferința dânsului. Coposul a băgat spaima în ei, le-a făcut de multe ori să le tremure și mâncarea care o mâncau. Nu pot să exprim prin cuvinte ce a însemnat sau ce înseamnă Coposul. Era unul din puține oameni care ar fi putut face ceva pentru noi, pentru poporul român. Am fost împreună la canal
la Capul Media, în lotul special de la Capul Media și în cadrul lotului special, într-o brigadă specială, unde a fost practic eroare cumplită. Un părinte, efectiv. Ce pot să... Fără cuvinte, n-am. Poți să-l consider un erou național? Mare o parte în democrația românească. Și pentru mine a fost un exemplu și un profesor. Am rămas fără un profesor. Datorită faptul că eu am făcut facultate în România și mi-a plăcut personalitatea dumnealui ca politic și ca un tip care a luptat contra comunismul evrean. Am aprins o lumânare și am stat un pic. Pare de rău. Grav e să nu omoară idealul. Rămân în însușirile lui. Niciodată, niciunul dintre noi nu o să putem să le avem. Dar vom tinde să facem ceea ce știm că ar fi dorit să facă. Și sunt sigură că seniorul nostru, de acolo sus, de unde este, pare să ne învețe cum să facă. Arare ori în viață se nasc oameni care sunt capabili ca toată viața să și-o consacre unui ideal. Asistăm acum la o recunoaștere prea târzie a unicei personalități de anvergură a opoziției române de după 1989. Singura recunoaștere oficială a meritelor primită în timpul vieții de către Corneliu Coposu nu a venit de la nici unul dintre cei care azi trec prin fața catafalcului și varsă lacrimi amare. Lupta lui Corneliu Coposu pentru că a fost apreciată de către Franța, care i-a oferit cu puțin timp înainte de moarte Legiunea de Onoare. El poartă în piept cea mai înaltă distincție a unei alte țări și nici măcar una acordată de propria sa țară. Nu mi-asum niciun merit și bănuiesc că această decorare se adresează poporului român, în general celor care alături de mine au luptat pentru reinstaurarea democrației și celor care din nefericire și-au lăsat oasele prin pușcările comuniste. Corneliu Coposu era, în ciuda tuturor suferințelor, un om. El pleacă dintre noi cu un ideal desuet în contextul politic de azi, unitatea opoziției. Dacă nu este un model prea îndepărtat, poate că abia de acum înainte gesturile și faptele politicienilor se vor raporta la Corneliu Coposu. Sufletul robului său, Corneliu Valer, mutat de la noi, în porturile dreptilor să-l așeze, Sfântul Avram să-l odihnească și cu dreptii să-l numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitori. Corneliu Coposu și-a iubit țara, ceea ce nu a fost și reciproc.